Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotella cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion, etalare pentru aproximativ luna aprilie. Nu mai știu ce zi este, 7 sau 8 aprilie, considerați până pe 7, 8, 9, 9, mai dacă vreți. Dar știți, majoritatea dintre voi, că etalările sunt de fapt mai largi, timpul nu e chiar atât de stricat în calendarele noastre. În timp ce amestecat, pentru energia generală a venit jaguarul cu mesajul eliberează. Probabil că e o tensiune sexuală între voi și cineva clar, pentru că imaginea arată așa ceva și energia feminină și energia masculină sunt foarte atrași unul de celălalt. Posibil cu numărul 9 să fie și o situație la distanță. Însă, am senzația că unul dintre voi încearcă să lucreze această energie, încearcă să se elibereze. Celălalt rămâne de văzut dacă poate. La capătul setului de cărți apare câinele, companionul. Cu ce număr? Cu numărul 41. Este 4, da? Parcă așa, 41, da? Cineva. Unul dintre voi, am zis, este foarte spiritual, foarte atras, ia uite, de înțelepciune, de învățăturile sacre, learning, 22, Ibisul care este un simbol al lui Tot, tot în mitologia sau în cultura egipteană, tot care reprezintă, tot, care reprezintă înțelepciunea. Așa apare înțelepciunea, ia uite. Unul dintre voi am zis, care sunteți? Posibil cel cu marcaj în Scorpion sau alt marcaj, alt personaj. 4, 22, iar 4, aveți iar 4. Și 1 iar. 1, 4 și 1, 2 și cu 8, 1. În acest parteneriat sau cunoștință sau legătură, situație, ce ar putea să fie. Unul este foarte strict și celălalt vine cu o vibrație mai înaltă, chiar cu mult mai înaltă decât se așteaptă în general într-o relație să fie un soi de echilibru. Din acest motiv, am senzația că nu e chiar echilibrată treaba între voi și cel care este mai evoluat spiritual îl atrage pe celălalt să iasă din niște șabloane, să iasă din niște reguli. 4 este numărul împăratului, da? Și 1 al magicianului. Am zis, cine e aici? Persoana care lucrează cu energia sa, inclusiv sexuală, pentru că înțelege că energia sexuală e mai mult decât o legătură fizică. Ia uite, iar 40. Îl atrage pe celălalt, încearcă să-l trezească la o altă realitate, la conștiința altor dimensiuni sau altor tipuri de relații. Frumusețea, elefantul, am spus, unul este evoluat, este mult mai evoluat spiritual. Celălalt, ia numărul 10, poate să conteze acest număr 10 pentru unii dintre voi. Celălalt are calități de conducător, că tot am vorbit despre 4, despre împărat. Dar are o atitudine foarte încăpățânată și rigidă, pe care trebuie s-o lucreze un pic. Oare cum era? Parcă așa era, da? Parcă așa erau cărțile. 22, 10 să însemne ceva pentru unii dintre voi și 9, evident, și 41. Deci aceasta este energia în această perioadă. Jaguaro, eliberați-vă ca să puteți să transformați, pentru că asta înseamnă moarte și renaștere, eliberare, ca să poată să se manifeste noul. Eliberarea noului, mai bine zis. În timp ce am amestecat aceste de cărți, a apărut la un moment dat trei de cupe și multe alte cărți, dar trei de cupe a ieșit în evidență. L-am pus la loc, am amestecat și apoi au mai venit încă două cărți. Și în acest context, 3, 7 de spade și 4 de cupe, se pare că unii dintre voi trăiți o situație de triunghi. Acum, că acest triunghi poate să reprezinte încă o altă persoană în preajma unuia dintre voi, sau persoană care nu mi este musai
conectată sexual la unul dintre voi, cât are o anumită influență. Și din cauza aceasta, celălalt trebuie să aibă o atitudine de bun strateg, să-și aleagă cuvintele sau tăcerile sau să ascundă niște lucruri. Acel 3 poate să fie, să zic, o poziție socială, o poziție financiară și din cauza aceasta celălalt trebuie să se ferească. Și atunci, eu așa simt energia. Cel care este. Da, ia uite, iar 3. Vine oferta. Vine această ofertă specială de transformare, de manifestare a ceva nou, a unui alt fel de a comunica, de a colabora, de a te exprima creativ, sexual, whatever. Dar nu este înțeleasă această ofertă, nu este înțeleasă, este refuzată și se fuge. Cine fuge de această ofertă e problema lor. Dar dacă unul dintre voi fuge, celălalt începe să-și dea seama că da, n-are rost să mă implic, să ofer mai mult decât e cazul. Celălalt trebuie să se elibereze. La capătul setului de cărți, 6 de cupe. Cavalerul de bâte, interesant, da? Unul vrea să comunice din suflet emoțional, celălalt strict sexual, fizic. Deși comunicarea este telepatică, este o legătură profundă. Apare și un turn, se pare, da? Între. Ia uite. Dorin, nebunul și de 2 ori nebun, 0 și 0. E posibil 0 și 0, unul lângă altul. Posibil să fie dorința ambilor de a o lua de la 0, dar însă unul nu poate. Din cauza responsabilităților, din cauza unor probleme. Din cauza unor blocaje și atunci se manifestă sau s-a manifestat separarea. Dar mesajul spune, orice ar fi, eliberați-vă de această tensiune. E o tensiune, în primul și în primul rând, sexuală între voi. Că vorbim de scorpion, nu iau te moarte. Ce înseamnă? Moarte. Release. Și minciunelele. Soarele lunii nu s-a ascunde, nodul nord în Scorpion, aproximativ aprilie. Acum, nu știu cine e Scorpionul și cine e cealaltă persoană, voi încerca să fiu alături de Scorpion, că este etalarea lor. Așadar, eu, tot apare. Tot apare. Cel care nu vrea să spună adevărul. Și știm. Că și scorpionii au această tendință, dar și scorpionii au o mare intuiție și dacă au de-a face cu cineva care nu și arată adevărata față, adoptă atitudinea necesară. 7 de cupe, confuzii, 2 de bâte, planuri și 6 de monede. Da, între mai multe situații, între mai multe responsabilități, o situație, eu văd, nu văd, deocamdată nu o văd echilibrată. Nu o văd echilibrată. Poate să fie și o distanță între voi, am vorbit la 9, dar apare și la 2 de bâte această confirmare că ar putea să fie distanță și să trebuiască să comunicați. Și comunicarea, interesant, fiind la distanță, fiind online, să creeze confuzie. Mai vedem ce alte mesaje vin. În prezent, 2 de spade. Vreți să blocați confuziile? 7 de bâte. Vreți să blocați 7 de bâte. Nu doar mental și verbal, dar probabil că și printr-o atitudine mult mai înfiptă, mai înțepată, mai combativă. Nu musai defensivă. Să vă păstrați terenul de sub picioare. Iată moartea. Vreți să puneți capăt acestei situații, acestei confuzii. În viitor, 5 de cupe, da. Or să fie decepții, dar după o perioadă de lacrimi, da? Vă eliberați de lacrimile astea, că ați plâns destul, da? Și începeți ceva nou. Probabil persoana respectivă va veni să comunice, pentru că valetul și regina de spade ambele sugerează comunicare.
Ia uite, cavalerul de spade, face to face. Însă unul este mai, unul este mai matur. Posibil energia feminină să fie mai matură. Posibil. Pentru că își înțelege mai bine natura. E mai conectată la intuiție. Posibil. Energia feminină. Am zis, nu musai femeie. Energia feminină. Ce vrea să spună? Va veni. După acest final va veni persoana de care vreți să vă eliberați. Pentru că n-are cum să nu vină. Este foarte atrasă, vedeți, este foarte hotărâtă să vină. Și ce va spune? Am stat și m-am gândit dacă să investesc sau să nu investesc. Ce pot să fac? Cum pot să lucrez? Chiar dacă nu a lucrat atât de mult, a stat și a ordonat, să zic, resursele. Pentru că simt foarte multă atracție față de tine, de ei, da. Ăsta este adevărul la care am ajuns noi, deci suntem foarte hot, hot împreună. Interesant, mi-e place când apar cei doi focoși. Îi văd ca și oameni foarte creativi. Acum, dacă cel care a fost în patru, cum zisei mai devreme, învață să manifeste altceva, schimbarea patru și cu unu înseamnă cinci, dar cinci e casa a cincea aleului, vorbesc de case astrologice, care înseamnă creativitate și un anume tip de sexualitate, dar vorbim totuși de altceva mai mult, da? Cei doi pot să... Sau mai bine zis, unul poate să-l învețe pe celălalt să fie mai puțin rigid, mai flexibil, mai creativ, mai jucăuș, mai plin de viață. Și asta este adevărul care se va manifesta. Se va manifesta ceva nou. Eventual pentru unii dintre voi, în momentul în care încheiați această relație, va apare o altă relație. Există și această posibilitate, da? Va apare această relație și în momentul în care vă întâlniți acest personaj cu care rezonați mult mai bine, am zis, sunteți creativi, nu doar atrași sexual, creați împreună, sunteți simpatici, dați bine, sunteți colorați, sunteți veseli, da? Nu stați în confuzii, nu... Persoana vă acordă atenție, nu trebuie să aveți tot timpul garda pusă, nu trebuie tot timpul să vă gândiți da ce vreau să zică sau de ce fuge sau de ce nu se exprimă, da? În momentul în care vă eliberați acest personaj, repet, din, știți voi, de unde, din trecut, apare această nouă relație. Este victoria voastră, este dreptul vostru la un anume tip de... fericire, să zic, n-a apărut soare, dar este o satisfacție imensă să te bucuri de viață lângă cineva care știe să se bucure de viață. Că asta fac cei doi, se bucură de viață, creează și dau foarte bine împreună unul lângă celălalt. În momentul în care vă duceți înspre această relație, să vină un bruiaj, pentru că am fost un pic bruiată înainte să fac etalarea. Da. Patru de monede. Probabil. Magician. Ia uite. Probabil. Și regele de spade aici. O nouă lume, da? Un nou capitol. După o perioadă de sacrificii, de stagnare. Ia uite. Justiția. Judecata. Posibil să fie o situație contractuală, să zic. Nu mă arunc nici pe balanță, nici pe, eu știu, alte zodii. Justiția nu înseamnă obligatoriu balanță, dar o situație contractuală. La locul de muncă sau o căsătorie. Sau promisiunea cuiva față de altă persoană că va face anumite sacrificii. Da? Și totuși se încheie acest capitol. Se încheie acest capitol.
Eu cred că este persoana de care vă separați, că e un rege și o regină de spade. Dacă sunteți, sau dacă nu sunteți voi persoana despre care vorbesc, se separă de cineva din trecut ca să vină înspre voi. Există și posibilitatea asta. Și la 3 de bute speră că poate să facă această călătorie și o va face. Speră că își va găsi stabilitatea lângă altcineva, lângă o persoană lângă care nu se simte legat, fedeleș, legată. Nu trebuie să facă atâtea sacrificii pentru că merg lucrurile coerent. Atmosfera e frumoasă. Da? Ăsta este adevărul pe care îl va găsi cineva și va dori să-l manifeste și să-l exprime, să exprime fericirea pe care o simte, pe care o speră, pentru că ține foarte mult acest ideal. Descoperit, redescoperit. Voi știți. Hai să și clarificăm. Clarificăm 7 de cupe în trecut pentru scorpioni. 7 de cupe este cartea scorpionilor, Venus în scorpion. Asta, ca să înțelegeți și voi niște detalii. Că poate nu sunteți scorpion, poate sunteți semn de aer sau ce mai e, sau de foc. Și aveți planete în scorpion, puteți să fiți balanță sau chiar fecioară sau săgetător și aveți planete în Venus, în scorpion. Dar se pare că totuși. Da. Mai dăm o carte pe acest 10 de cupe și 7 de cupe. Cineva visează la voi, a visat la voi. Poate că și voi ați visat că o să fie bine. Ia, mai dăm o carte. Uite, valetul de monede. Poate chiar s-a și încercat manifestarea acestui vis, acestui ideal, acestei fericiri. Într-o formă timidă, printr-un valet de monede. Printr-o întâlnire, printr-o discuție, doi de bâte. Doi de bâte. Dar am vorbit de discuție mai devreme. Dacă a fost online, au apărut și confuziile. Doi de bâte. Trei de bâte, 8 de cupe. Din cauza distanței, lucrurile s-au dezvoltat foarte greu. Unul posibil e independent și celălalt nu. Ia uite, nouă, unul independent și altul e legat de casă, de casă, de familie, mai bine zis, nu musai de casă. Și apare acest, poate, triunghi amoros sau, nu obligatoriu, decepție. Din cauza că, repet, unul este mai încet în manifestare. Și atunci celălalt suferă. Dar cred că amândoi au suferit. Se pare că amândoi. Uite, 9 de spade sub 10 de monede și 3 de spade sub 9 de monede. Lucrurile s-au dezvoltat foarte, s-au construit, relația se construiește foarte greu. Și atunci iar 8 de cupe este o carte a scorpionilor. În general, sau altor semne de apă, dar nu neapărat semne cât aspecte planetare. 8 de cupe. Din cauza acestei distanțe, ori s-a creat o aparentă detașare emoțională, pentru că au mai fost și alte responsabilități, sau pur și simplu, cineva a conștientizat, măi, se dezvoltă greu ce am vrea noi, acest ideal, acest vis frumos. Vrem să-l materializăm amândoi, dar se dezvoltă foarte greu, pentru că mai sunt niște responsabilități. Uite, asul de cupe. Și totuși dragostea este. Și totuși dragostea este. Opt de
cupe merge către as. Adică către un soi de vindecare. Op și cu 9, către dragoste față de el, de ea. Mai dăm o carte pe acest as de cupe. Și pe 6 de monede și asul de cupe. Încă o carte. Ia uite, roata norocului. Împăratul. Împăratul că... Oh, deci persoană căsătorită toată ziua. Toată ziua până se eliberează de contract. Nu știm noi când se va elibera de contract, dar e toată ziua căsătorită. 9 de cupe, 9 de monede. Iar distanță între voi și aici ce diferență? Libertate. Personaj care iese în public. Personaj care strălucește, atrage. Am zis, inspiră la recreație, la altfel de muncă. Ia. O muncă care aduce satisfacții interioare, nu musai să ai bani în bancă, deși și aia sunt necesare. Semn de apă, semn de pământ, dacă vreți voi, așa semne, și roata norocului, ori. Leu, taur, vărsător și care mai era, și scorpion, ori 10, să fie personaj cu născut în octombrie. În fine. În această aparență detașare a unuia dintre voi, cel care, așa văd lucrurile, cel care încearcă să se detașeze de această situație, care, da? Îl pune în poziția să, sau o pune în poziție să aleagă între o relație stabilă și o relație care aduce expansiune, cu alte cuvinte, un triunghi. Un triunghi. În această detașare, ceva energetic începe să se schimbe, începe să simtă dragostea. Începe să-și dorească dragostea. Dacă până acum era doar un vis frumos, dragostea, un ideal, pe care ar fi încercat așa cât de cât să-l manifeste, ceva se întâmplă acolo, în trecut, iau temperatura. Doi de spade, trei de cupe, da. Cine își dă seama că mai e o altă persoană, pune capăt acestei, blochează trei de cupe, clar. Ia uite. E suferință, n-ai cum, pentru că dacă începi să iubești, inițial poate au fi fost prietenie, inițial poate au fi fost o simplă discuție în care v-a simțit bine, da? O opțiune a fost inițial. A fiecăruia dintre voi. Și iaca se schimbă energia. Apare dragostea. Și când apare dragostea, apare și suferința, da? Pentru că dragoste fără suferință cam greu, da? Și atunci, iar decizii, iar gândire, ce fac? Mai bine sufăr acum decât mai târziu, nu? 7 de monede, de bâte, în prezent, 7 de bâte. Pentru că light motivul este renunțare, release. Acum, unul vrea să se elibereze de frustrarea sexuală, celălalt vrea să se elibereze de această tensiune energetică și de această suferință. 7 de bute. Clarificăm 7 de bute în prezent. Ce era? Am văzut și Marea Preoteasă. Ia uite, împăratul. Da, sunt discuții. Într-adevăr, e distanță. Dar atât timp cât acest personaj nu poate să iasă din situația sa, că e o semnătură, un contract, da? Ia mai dăm o carte pe împărat. Că am vorbit de numărul 4 de la început, da? Mai dăm o carte pe împărat. Hai, clarificăm.
Clarificăm împăratul, te rog frumos. Poate chiar împăratul să fie cel defensiv, care pune granițe în jurul său, pentru că știe că nu se poate deschide. Rămâne de văzut. Hai să ne ce carte. Ah, era cu pe ce s-o pierd. Păruse, parcă 4 de monede, dar hai, mai dăm o carte. Care e similar cu împăratul, la fel de încăpățânat și de închis. Ia, 4 de... Nu, împăratul. Clarificăm împăratul și 7 de puteri. Împăratul. Clarificăm împăratul. Persoană foarte încăpățânată. Foarte... Opa! Asul de monede este... În momentul în care blocați, da? Blocați acest triunghi amoros și vă puneți granițe personale... Ambiția celuilalt parcă e mai mare de a manifesta nu doar valetul, ci un as. De a manifesta acest vis, eu te-am zis, un vis frumos, o dragoste ideală. Îndrăgostiți și stea, chiar dacă e distanță, chiar dacă pare de neatins. Pare determinat. Determinată. Eventual. Clarifică moartea. Pentru că moartea înseamnă nu doar final de poveste, ci și transformare, nu? Clarifică moartea, în prezent, pentru Scorpion, Soare, Luna, Venus, Ascendent, Lunar, Scorpion. Uf. Temperanța, interesant. Vindecarea. Răbdarea. Deci finalul acesta este necesar ca să se transforme niște lucruri, ca cine, unul dintre voi, să ia deciziile necesare, pentru că nu se mai poate sta în trei, nevoie de doi, da? De două cupe. Sunt conflicte, într-adevăr, în această dragoste sunt conflicte, e și distanță, sunt lupte interioare, lupte pentru, eu știu, moșteniri, bani, chestii de genul ăsta și totuși e dragoste, regina de cupe. Ia uite, regina e și cu 9 de cupe, nu? Și cu 10, da? Amândoi simțiți că este ceva profund între voi. Pentru că e prezent, mai dăm o carte pe temperanță. Moartea, temperanța. Adică vindecarea rănilor, pentru că s-a ajuns la acest punct, am văzut 3 de spade, da? De mai multe ori, vindecarea rănilor, e nevoie de un moment în care vă eliberează de toate aceste lucruri ca să vă vindecați. Și apoi rămâne de văzut ce se reconstruiește, ce se oferă. Cineva totuși va vrea să ofere stabilitate, împăratul oferă stabilitate sau măcar, totuși, e un as, da? Nu e un valet, face o ofertă strălucitoare. Clarificăm temperanța. Posibil pentru unii să fie dorința cuiva de împăcare. Voi știți apoi, eu nu știu care sunteți. Sunteți împărații sau sunteți cei cu profesorii spirituale în această poveste sau a terța parte. Variază. Clarificăm temperanța. Clarificăm temperanța în prezent pentru Scorpion. Uhu! 6 de cupe. Ambele reprezintă împăcare. Și eremitul. Carte pe remit. Da, am spus, finalul ăsta pe care cineva îl stabilește, tăcerea asta pe care unul dintre voi o pune în această poveste, eliberarea, da? Release. Aduce tăcere.
Dar aduce și o lecție. Ar putea, că am văzut asul de spade și acum apare și eremitul, ar putea ca cel care trebuie să învețe o lecție să înțeleagă, pentru că eremitul înțelege, caută răspunsuri și înțelege. A apărut și steaua, dar înțelege ce trebuie să înțeleagă. Are parte de lumină. Înțelege că între voi o legătură foarte profundă, 6 de cupe, care vindecă. Mai dăm o carte de eremit, te rog frumos. Dar interesant că apar totuși 5 de cupe. Mai dăm o carte de eremit, te rog frumos. O carte de eremit. Ca să vedem totuși ce sunt 5 de cupe în viitor. O iau doar pe aia de pe jos. Sunt două. Interesant că au venit pe orizontal faetonul și cavalerul de cupe. Și nebun. Dacă aveți răbdare, posibil. Posibil acest personaj va dori să se împace cu voi. Chiar dacă va fi greu, vor fi niște blocaje și de comunicare emoțională și de călătorie eventual, faetonul fiind pe orizontal, sugerează niște probleme la distanță, să zic, dacă cineva lucrează în altă parte, are de făcut călătorii. Iar faetonul este determinat, faptul că este pe orizontal va lua ceva timp cuiva să înțeleagă că vrea să o ia de la zero. Asta ar însemna că personajul de care vă separați va înțelege destul de greu, dar va înțelege la un moment dat că vrea să o ia de la zero și să se împace cu voi. Și atunci este posibil ca împăratul și asul de monede să reprezinte energia aceasta. Că e foc, da? Foc și pământ, să zic. Energia aceasta victorioasă. Cuplul acesta puternic. Cu alte cuvinte, posibil să aveți două oferte, unii dintre voi. Unii, nu toată lumea. Da, uitați, pentru că acest personaj, care trebuie să gândească bine, poate că mai are o casă, da, uite, are responsabilități. Dar ar fi vrut să fie cu voi, măcar fizic. Repet, în momentul în care voi puneți capăt, apar grijile. Stresul. Ne scapă de acestei aventuri. Nu vreți să mai fiți o opțiune pentru cineva? Cât o vorbeam de opțiuni chiar de la început. Clarificăm 5 de cupe în viitor. Te rog frumos pentru scorpion. Altă carte a scorpionilor și aracilor, eventual. 5 de cupe. Ei cred că stau mai mult decât oricine în energiile acestea. Emoții negative. 5 de cupe, te rog frumos, pentru scorpion în viitor. Ups, ia uite. 5 de cupe, 5 de spade. Ups, da? Personajul, probabil. Personajul acesta încăpățânat despre care am vorbit mai devreme, dat în urmă. Și refuzat. Sau care n-a reușit să manifeste ce și-ar fi dorit cu voi, suferă. Regretă. Eventual jocurile mentale sau la suferința sa emoțională se mai adaugă și conflicte mentale și niște influențe mentale. Mai dăm o carte pe 5 de spade, 5 de cupe. 5 de spade, 5 de cupe. Mai dăm o carte. Și
5 de spade, 5 de cupe. 4 de cupe. Și Marele Preot. Aici este. Posibil, e personaj căsătorit care refuză sau e refuzat și suferă. Ia uite, 9 de spade. Da. Suferă. Interesant cum a venit Regina de Cupe invers. Suferă pentru că este părăsit. Părăsit pentru că asta e, dacă a fost un triunghi amoros, cine ia această hotărâre să o pună în loc, da? Pentru unii posibil. Acum să zic, dacă tot mi-a venit așa pe buze în șoaptă, pentru unii posibil să fie și o căsătorie în care se manifestă conflicte, discuții și manipulări emoționale și în această căsătorie se este suferință, da? Cine alege să stea e problema lor. Dar acest personaj trebuie să învețe să aibă credință, trebuie să-și descopere lumina. De-aia probabil, cred că e acesta, de-aia probabil înțelege greu, se exprimă greu emoțional, pentru că nu e obișnuit, e obișnuit cu conflicte, cu lacrimi, cu discuții care aduc lacrimi și atunci s-a obișnuit să refuze. Ok, am înțeles psihologia, dar totuși. La un moment dat toți trebuie să ne transformăm, nu? Să creștem, nu putem să stăm în energia asta. Clarificăm valetul de bâte. Probabil să fie și cineva cu marcaj în zodia Taurului. Aici. Că vă place să vă citesc așa cărțile, dar valetul de bute. Dar nu consider că taurile musat Marele Preot, da? Bine. Pentru voi. Interesant. Valetul de bute și luna. Hai să vedem. Valetul de bute și luna. Posibil cineva vrea să... Veți vedea cine. Veți vedea cine. Dacă sunteți voi, vă recunoașteți din prima. Dacă nu sunteți voi și veți vedea. Se vor comunica niște secrete despre o familie, eventual. Așa simt, dar o să mai clarific, mai dăm o carte pe lună. Ori se dorește... Oh, ori se dorește... Da... Mai, eu așa simt cărțile. Din familia cuiva, din casa cuiva, o persoană spionează problema asta, urmărește. Posibil să se comunice acest, să zic, secret și dorința cuiva de a bloca partenerul, partenera din această sau membrul familiei, că poate să fie și mamă și soră, da? Membru, nu mă se partener, dar dorința cuiva de a bloca acest personaj, posibil, la capătul setului de cărți, o dragoste mare, 9 și 10 de cupe, dar și un sentiment de regele de cupe și un sentiment de trădare, de suferință mare. Regina de spade, mai vedeți aici, era ultima, să zicem. Ar mai fi pentru unii dintre voi. Da, hai să vedem totuși. Clarifică Regina de spade. Clarifică Regina de spade. Clarifică Regina de spade pentru Scorpion, Soarele, Venus, Ascendent, Venus, Scorpion.
Care fi în vagina de spate. Personaj foarte inteligent. Oricine poate fi și scorpionii pot să fie. Regina de spade și cavalerul de bâte. Mai dăm o carte. În primul și în primul rând, regina de spade, da, și cu cavalerul de bâte. Reprezintă un personaj care, domnule, m-am săturat de suferință. Ia uite, vreau să o iau de la zero. M-am săturat de suferință. Vreau să mă eliberez de acest sentiment de trădare, de acest sentiment de depresie, de stat pe loc. Da? Vreau să mă bucur de viață și merge înspre, da, cavalerul de, regina de bâte și cavalerul de spade și cavalerul de bâte. Vreau să merg înspre un cuplu, da? Un parteneriat în care simt viața, în care am victorie, nu în care sufăr sau suferă, da? 5 de cupe, 5 de spade, 4 de cupe, marele preot. Cavalerul de spade. Cine este? Cavalerul de spade. Cavalerul de spade. Da, persoana, da. Persoana părăsită aici. Persoana aceasta se va trezi la un moment dat. Dar După o perioadă de așteptare, da, va veni mai greu. Dar va veni impulsiv. Și își va da seama că, de fapt, între voi, am zis, unul este cu probleme, celălalt este mai liber. Între voi o legătură foarte profundă. Dar mai dăm o carte pe... Ce vreau să spun mai devreme? Da, ok, și dacă se mărturisește, se mărturisesc problemele de acasă, secretele, da? Care de fapt au blocat această relație, în legătură, da, cu niște chestiuni familiare. Și dacă se mărturisesc aceste lucruri, voi știți care sunteți. Unul dintre voi hotărăște, asta e, până nu se rezolvă, n-am ce să fac, trebuie să blochez totul pentru că am o valoare. Și atunci, e o transformare a cuiva, sau nu mai bine zis, nu transformare, eliberare, cum arată și cartea de început. Valoarea mea este alta, nu pot să stau în această situație complicată, clar. Am nevoie de un as de monede, am nevoie de un personaj care se implică, care e plin de pasiune, care vrea adevăr, vrea să comunice adevărul, vrea să manifeste victorie. Așadar, pentru că îmi conștientizez valoarea, spun adevărul și îmi văd de drumul meu. Îmi văd de viață, mă bucur de viață, în sensul frumos al cuvântului. Și în momentul în care acest personaj face acest lucru, vine celălalt, cavalerul de spade. Cel care s-a simțit abandonat. Și cred că e aici personajul. De-aia zic, cred că aveți două persoane în preajmă. Sau veți avea în această perioadă, da? Unul ar putea să vină prea târziu. Și nerezolvat. Și celălalt ar putea să vină după o perioadă de lungi așteptări, dar cu victorie și hotărât că știe ce vrea. Cam așa văd eu cărțile. Cam așa văd eu cărțile. Hai să vedem sfaturi pentru scorpioni. Iar am vorbit mult și am zis că vorbesc mai puțin. Of. Sfaturi pentru scorpioni. Ia uite. Go wild. Încă unul. Interesant, release de dor, da? Eliberați-vă de blocaje. Și
Energia aceasta de foc, iată, și respirați adânc, curățați-vă energetic. Și bucurați-vă de viață. Asta e energie de foc, da? În sensul frumos al cuvântului. Fiți autonomi, fiți nu autoritari, autonomi. Fiți puternici, că puteți să fiți. Și când vorbesc de fiți sălbatici și apare și cavalerul de bâte și într-un viitor un parteneriat de foc, plin de pasiune, repet, mă gândesc la o viață creativă, că am vorbit de casa cincea leului, o viață creativă, o viață în care râdeți, vă bucurați de viață, da? Dar pentru asta trebuie să vă eliberați de niște blocaje. Cam atât, deocamdată sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ciao, ciao!